numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Doamne Iisuse, Mântuitorul nostru, care ai voit să-ți perpetuezi prezența între noi prin intermediul preoților tăi, fă ca întreaga lor viață să fie un reflex al vieții tale, cuvintele lor să fie cuvintele tale, gesturile lor să fie gesturile tale, gândurile lor să fie gândurile tale. Fă ca ei să fie cei care îi vorbesc lui Dumnezeu despre oameni și oamenilor despre Dumnezeu. Să nu le fie teamă să slujească, așa cum biserica le cere să slujească. Să fie oameni care să dea mărturie despre veșnicie aici pe pământ, să fie fidel angajamentelor lor, iubind vocația pe care au primit-o, trăind cu bucurie fiecare moment de dăruire. Dumnezeule preasfânt, care ne-ai mântuit prin sângele prețios al Fiului Tău, unul născut, dăruiește-ne nouă celor care vom parcurge calea crucii, să fim eliberați de păcat și să dobândim viața cea adevărată, izvorâtă din jertfa crucii, prin Hristos Domnul nostru. Înainte de a începe meditarea suferinților lui Hristos, să purificăm inima noastră de orice răutate și de orice slăbiciune și să cerem iertare pentru păcatele noastre, spunând: ac de căință! Stațiunea întâia. Iisus este condamnat la moarte. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Dar ei insistau, cerând cu strigăte puternice ca el să fie răstignit. Și strigătele lor predominau. Atunci Pilat a decis să li se îndeplinească cererea. El a eliberat pe cele care fusese aruncat în închisoare pentru revoltă și crimă și pe care îl ceruseră, iar pe Iisus l-a lăsat în voia lor. Ne rugăm, Doamne, pentru toți preoții disprețuiți, condamnați, persecutați, mai ales pentru aceia care au de înfruntat numeroase obstacole în slujirea lor. Fă ca zelul lor să nu se stingă, iar prin încercările care vin, ei să crească în sfințenie. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea a doua, Iisus ia crucea pe umeri. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Apoi le spunea tuturor: dacă cineva vrea să vină după mine, să renunțe la sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Ne gândim la atâtea cruci ale preotului,
străduința zilnică pentru suflete, neînțelegerile, teama de a nu corespunde, nerecunoștința atâtor persoane, pericolele morale, singurătatea celor care lucrează în țările de misiune sau în parohii izolate, sărăcia, neputința trupească, boala. Ne gândim și la cei care poartă crucea unor responsabilități mari în biserică, Sfântul Părinte, Papa, Episcopii. Dăruiește-le tuturor, Doamne, să poarte crucea la fel ca Tine și alături de Tine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Stațiunea a treia, Iisus cade sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Iar El a purtat suferințele noastre și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Noi L-am considerat lovit, bătut de Dumnezeu și umilit. Dar El era străpuns pentru nelegiuirile noastre, lovit pentru păcatele noastre. Pedeapsa care ne aducea pacea era asupra Lui. Prin rănile Lui noi suntem vindecați. Ne rugăm, Doamne, pentru preoții aflați la începutul slujirilor sacerdotale. Nu-i lăsa să cadă în descurajare sau în pesimism. Dă-le harul ca după fiecare încercare să-și reia drumul cu mai multă încredere, contând din ce în ce mai mult, nu pe puterile proprii, ci pe ajutorul și harul Tău. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cele rău. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Stațiunea a patra, Iisus o întâlnește pe Maica sa îndurerată. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Simeon i-a binecuvântat și a spus Mariei, mama lui, iată, acesta este pus spre căderea și spre ridicarea multora în Israel și ca semn care va stârni împotrivire, ca să se dezvăluie gândurile din multe inimi, iar ție o sabie îți va străpunge sufletul. Pe drumul crucii, Iisus își întâlnește mama. Doamne Iisuse, dăruiește-le tuturor mamilor preoților harul de a ști cum să însoțească, să sprijine și să conlucreze la misiunea încredințată fiilor lor, aici pe pământ sau de sus din ceruri, asemenea Mariei, prin rugăciunea și jertfele lor. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Hristos, omul, milă, mere, toate-n
Stațiunea 5-a, Simon din Cirene îl ajută pe Iisus să-și poarte crucea. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Au constrâns un trecător, un oarecare Simon din Cirene, care venea de la câmp tatălui Alexandru și a lui Rufus, ca să ducă crucea lui Iisus. L-au dus la locul numit Golgota, care tradus înseamnă locul craniului. Preotul este Simon din Cirene, pe care Tu, o Doamne, l-ai dat sufletelor. Dă-ne harul să știm să ne consumăm pentru ele, fără a ne cruța, și ajută-ne să găsim în exercitarea slujirii noastre drumul care conduce la sfințenie. Ne rugăm în special pentru cei care călăuzesc conștiințele și sufletele, pentru confesorii noștri, părinții noștri spirituali de ieri și de astăzi, și pentru cei care ne-au ajutat în drumul devenirii noastre cu exemplu și cu sfatul lor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Precum era la început și acum și pururea. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea 6-a, Veronica șterge fața lui Iisus. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. A crescut înaintea lui ca o odraslă și ca o rădăcină în pământ uscat. Nu avea nici chip, nici frumusețe ca să ne uităm la el, și nici o înfățișare ca să ne fie drag. Disprețuit era și cel din urmă dintre oameni, om al durerilor și cunoscător al suferinței, unul înaintea căruia să-ți acopere fața, disprețuit și nebăgat în seamă. Îți mulțumim, Doamne, pentru toate acele persoane care, cu inimă generoasă, din dragoste față de Tine, stau alături de preoți și, prin iubirea lor, participă la misiunea pastorală încredințată preotului. Te rugăm să sporești numărul acelora care știu cu discreție, curaj și cu intenție dreaptă să vină în întâmpinarea necesităților slujirii preoțești. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi! Stațiunea 7-a, Iisus cade a doua oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Mântuiește-mă, Dumnezeule, că ceapele mi-au ajuns până la gât. M-am afundat într-o mlaștină adâncă și n-am nimic de care să mă prind. Am căzut în adâncurile apei și cugetul și curentul mă trage cu sine. Am ostenit stricând, mi s-a uscat cătlejul, ochii mi s-au împăinjenit așteptându-L pe Dumnezeul meu. Cât de dificil este uneori să reîncepi să trăiești în fiecare zi, aceeași rutină zi de zi, și totuși, Doamne, Tu ne ceri să devenim mai buni în fiecare zi, pentru că doar prin răbdare și perseverență Te putem întâlni. Fă-ne, Doamne, mai conștienți de misiunea noastră, și ajută-ne să rămânem constanți în dăruirea de sine, înlăturând din jurul nostru orice ocazie de păcat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea 8-a, Iisus mângâie femeile care plâng. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Și întorcându-se către ele, Iisus le-a zis: Fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci pe voi plângeți-vă și pe copiii voștri. Căci iată vin zile în care vor începe să spună munților: Cădeți peste noi, și dealurilor acoperiți-ne. Căci dacă fac acestea cu lemnul cel verde, ce va fi cu cel uscat? De la femeile sfinte Iisus cere căință perfectă ca o condiție necesară care le permite să ia parte și să înțeleagă jertfa sa mântuitoare. Nouă preoților săi ne cere aceeași inimă umilă atunci când ne apropiem de celebrarea Sfintei Liturghii. Dă-ne, Doamne, umilința și fervoarea necesară pentru a celebra cum se cuvine Sfintele Taine. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul lucrului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Stațiunea 9-a, Iisus cade a treia oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Dar ei se bucură când mă clatin, se adună, se strâng împotriva mea ca să mă lovească și eu nu știam, ca să mă sfâșie fără încetare. Mă ispitesc, mă batjocoresc în fel și chip, scrâșnesc din dinți împotriva mea. Ne rugăm pentru toți preoții răniți de păcat, întinde-le mâna ta milostivă și vindecă sufletul și conștiința lor. Ți-i recomandăm și pe slujitorii tăi aflați în agonie. Fă ca niciunul dintre ei să nu moară separat de tine, asistă-i cu bunătate, alină-le durerile trupești și sufletești, și dă-le harul să fie mângâiați de primirea cu evlavie a Sfintelor Sacramente. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Stațiunea 10-a, Iisus este dezbrăcat. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Și l-au răstignit și au împărțit între ei hainele lui, aruncând sorții pentru ele care ce să ia.
Doamne, dă-ne nouă preoților Tăi harul de a ne dezbrăca de omul cel vechi și de a ne îmbrăca în omul cel nou, al dreptății și al sfințeniei adevărate, pentru a purta cu vrednicie veșmintele sacre și pentru a păși cu sfințenie la altarul Tău. Paharul amar al umilinței, care ne este rânduit fiecăruia dintre noi, să ne facă mai disponibili în a îndeplini voința Ta prea sfântă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea 11-a, Iisus este răstignit. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Iar când l-au răstignit, era ceasul al treilea și vina lui era scrisă deasupra. Regele iudeilor și împreună cu el au fost răstigniți doi tâlhari, unul de-a dreapta și altul de-a stânga lui. Ajută-ne, Doamne, ca uniți cu jertfa Ta mântuitoare, să acceptăm din dragoste față de Tine martirul tainic al datoriei zilnice, făcut din inimă și cu multă iubire. Așa cum Tu, răstignit pe cruce, Te-ai rugat Tatălui Ceresc, fă ca și noi să găsim în rugăciune bucuria și puterea de a ne oferi timpul, priceperea, resursele și viața noastră pentru ceilalți. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea 12-a, Iisus moare pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Iar când a fost ceasul al șaselea, s-a făcut întuneric peste tot pământul până la ceasul al nouălea. Și la al nouălea ceas a strigat Iisus cu glas mare: Eli, Eli, lama sabachthani, care înseamnă: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Iar apoi, scoțând un strigăt mare, Iisus și-a dat Duhul. Preotul este împreună cu tine deopotrivă, preot și victimă, mai ales când acest lucru înseamnă răstignire dureroasă. Iisus a murit pe cruce pentru a ne face să înțelegem că moartea nu înseamnă sfârșitul la toate, ci început de viață nouă. Ne rugăm și pentru toți preoții care, alături de comunitățile creștine, au de înfruntat persecuții. Dumnezeu să le dea harul statorniciei, pentru ca sămânța sădită de ei și adesea strupită cu sângele lor să dea viață unei lumi noi. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, cine mântuiește de cel rău. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Doamne,
Stațiunea 13-a, Iisus este coborât de pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. A venit Iosif din Arimateia, membru respectat în Sinedru, care aștepta și el împărăția lui Dumnezeu și a îndrăznit să intre la Pilat și să ceară trupul lui Iisus. După ce a cumpărat un giulgiu, l-a luat jos, l-a înfășurat în giulgiu și l-a pus într-un mormânt care fusese săpat în stâncă. Apoi a rostogolit piatra la intrarea în mormânt. O Iisuse, preot veșnic, fă ca toți preoții să trăiască și să moară în brațele materne ale bisericii, iar în clipa supremă să-și găsească mângâierea la sânul Mariei, pe care cu o iubire fiască să o invoce și să o cheme ca mijlocitoare. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, Stațiunea 14-a, Iisus este mormântat. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. După ce au cumpărat un giulgiu, l-au luat jos, l-au înfășurat în giulgiu și l-au pus într-un mormânt care fusese săpat în stâncă. Apoi au rostogolit piatra la intrarea în mormânt. Iar Maria Magdalena și Maria, mama lui Ioses, priveau unde l-au pus. Ne rugăm ca toți preoții să trăiască în viața lor acel spirit cu care s-au prosternat în ziua hirotonirii lor, având acea atitudine de umilință, de reculegere și de rugăciune, care era semnul unei prietenii intime cu Iisus Hristos. Această legătură peste ani să le fie transmisă și celorlalți frați în credință și slujire, astfel încât să trăiască încă de pe acum viața cea nouă a celor în viață. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, Stațiunea 15-a, Iisus învie glorios din morți. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Dar îngerul, luând cuvântul, le-a spus femeilor: voi nu vă temeți, știu că îl căutați pe Iisus cel răstignit. Nu este aici, căci a înviat după cum a zis. Veniți și vedeți locul unde a zăcut. Tu ai înviat, Doamne, ai rămas fidel în încercări și ai învis. Ai înțeles că suferința nu poate fi explicată, ci trebuie suportată cu răbdare. Tu acum ești în gloria ta și ne însoțești pentru ca și noi să fim învingători. Îți mulțumim pentru toate bucuriile neasemuite ale vieții de preot. Fă-ne părtași de bucuria învierii, Tu care continui să străbați împreună cu noi cărările noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, înviat din morți, miluiește-ne pe noi!
Să ne rugăm după intenția Sfântului Părinte Papa pentru dobândirea indulgenței. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne Iisuse, parcurgând alături de Tine acest drum al crucii, Ți-am prezentat viața și slujirea noastră preoțească cu toate reușitele și neîmplinirile ei. Te rugăm să continui în noi mereu roadele pătimirii Tale mântuitoare, să coboare asupra noastră binecuvântarea Ta. Tu care ne-ai răscumpărat prin moartea și învierea Ta, trimite asupra noastră iertarea Ta, mângâie-ne mereu cu prezența Ta și sporește credința noastră, pentru ca într-o zi să Te putem lăuda împreună cu frații noștri în împărăția cerească, pe Tine care vețuiești și domnești în vecii vecilor. Iartă-ne, Doamne, iartă pe poporul Tău, și în veci nu Te supăra pe noi. Iartă-ne, Doamne, iartă-ne, Doamne, și iartă-ne, Doamne, iartă-l pe poporul Tău și în veci nu Te supăra pe noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Creștinilor, să plângeți inimile sale-nfrânt.